Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră, bună ziua moineșteni! Iată, ne aflăm astăzi la sfârșitul unui an, un an încărcat de evenimente și aș vrea să vă mulțumesc în primul rând că în acest an m-ați mandatat pentru o perioadă de 3 ani și jumătate de a fi primarul dumneavoastră. Am fost ales în iunie, după cum știți, cu un procent destul de mare, ceea ce înseamnă că mi-am făcut datoria și atunci când am ocupat funcția de viceprimar o perioadă de 8 ani și jumătate. Dar lăsând deoparte aceste evenimente politice, aș spune cu voce tare că sunt nu cel mai bun orator, dar mă consider un bun practician în administrația locală. Vreau să vă spun despre activitatea acestui an, în mod special, despre studiile de fezabilitate, despre proiectele pe care le-am întocmit și pe care urmează să le implementăm în perioada imediat următoare. Nu a fost un an financiar deosebit de bun, pentru că sunt destule cheltuieli neprevăzute pentru municipalitate, dar iată că acum, la final de an, avem și probleme din această cauză cu cei de la Rompres care colectează deșeurile în municipiul Moinești și o să mă opresc să vă spun câteva cuvinte și despre acest proiect. Iată că e o criză la nivel de municipiul Moinești privind ridicarea deșeurilor prin suspendarea acestui serviciu de către operatorul regional. În 2010, cu toții, toate localitățile județului Bacău, respectiv 93, ne-am asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pe Salubritate și am demarat un proiect pentru colectarea și transportul deșeurilor la un depozit regional, respectiv în orașul Bacău, deoarece depozitele locale s-au închis în perioada 2013-2014. Astăzi, după ce a funcționat aproximativ 20 de luni acest proiect, ne aflăm în această situație datorită faptului că operatorul refuză colectarea deșeurilor întrucât se dorește plata unor persoane cărora nu li s-a prestat acest serviciu. De ce spun că nu li s-a prestat? Întrucât ei sunt plecați la lucru sau la studii în alte localități din țară sau din chiar și în localitățile țării. Sunt plecați în detenție sau cu alte treburi. Nu sunt la domiciliu, cu toate că au domiciliu pe raza municipiului Moinești, sunt în calcul ca și plătitori ai acestei utilități. Vă spun că nu este posibil să facem plăți pentru cei cărora nu li s-a prestat acest serviciu. Am făcut demersuri în acest sens, am participat la ședințele Comitetului Director al ADIS și cred că vom reuși să deblocăm această situație, având în vedere și ședința Consiliului Local, care a subvenționat o parte din datoriile presupuse, să spun așa, sau datoriile pe care le au cei care nu au posibilități de plată, respectiv veterani de război, persoane cu handicap sau persoane înscrise la venitul minim garantat. Mai mult decât atât, s-a reușit încheierea de noi contracte cu agenții economici, a intrat în dezbatere publică tariful pentru anul următor. Iată că numărul populației în urma unui recensământ a mai crescut și cred că vor înțelege și cei de la Consiliul Județean și cei de la Rompresc că nu poate nimeni trăi atâta timp cât acest serviciu nu este efectuat. Este de utilitate publică și se creează o situație de risc atunci când serviciul de ridicare a deșeurilor nu este în conformitate cu normativele de mediu în vigoare. Eu cred că vom reuși, îmi doresc să continui acest proiect și gestionăm în continuare cu forțe proprii, dar în momentul când am o veste nouă, cu siguranță vă voi aduce la cunoștință, dar se va vedea de către dumneavoastră în spațiu public că situația s-a rezolvat. Și aduce în discuție proiectul pe apă și canal, un proiect care a adus plus în municipiul Moinești, în special în cartierele periurbane, Hangan, Văsâiești, Lucăcesc, Sat, Găzărie, unde s-a implementat acest proiect pe post mediu, s-au extins rețelele de apă și canalizare și cel mai bun lucru, au și unde deversa, într-un două stații de epurare noi, două stații care au costat 13 milioane de lei, de euro, bani proveniți de la Uniunea Europeană. Iar pentru extinderi încă 4 milioane de euro, vedeți cu toții, urmează să lămurim cetățenii să se branșeze la aceste utilități, că sunt de necesitate pentru toți să trăim
într-un oraș civilizat. Mai e de lucru la infrastructura rutieră. Știți cu toții, am întocmit 14 studii de fezabilitate, am depus aceste studii la Ministerul Dezvoltării, pe Plan Național de Dezvoltare Locală. Nu am primit încă finanțări la ele, sperăm să fie incluse în lista de buget pentru anul. Sunt acele străzi pe care s-au implementat proiectele de apă, canal, au infrastructură pentru rețeaua de gaze și chiar fibră optică pentru camerele de luat vederi și alte utilități ce mai pot fi introduse în aceste cartiere. Mai mult decât atât, am obținut chiar finanțare pentru la anul, pentru școala Ștefan Luchian și un pod pe strada 1 Mai, din acest plan de dezvoltare locală, în valoare de aproximativ 10 milioane de ron. De asemenea, este în procedură de licitație, că așa aș vrea să amintesc că în portofoliul meu ca primar și a Consiliului Local care funcționează la nivelul municipiului Moinești, avem proiecte pe mai multe domenii, sănătate, educație, cultură, sport, toate sunt importante. M-aș opri la educație și vă spuneam de școli. Am obținut pe școala Ștefan Luchian, suntem în procedură de licitație cu școala Alexandru Sever, tot pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Probabil vom finaliza această procedură undeva în luna martie-aprilie și vom trece la execuție acolo, la reabilitarea școlii. De asemenea, pe anvelopări clădiri publice am depus două instituții de învățământ, respectiv Liceul Grigore Cobălcescu, cu o valoare de 2 milioane de euro, a trecut de prima etapă de evaluare. De asemenea, același lucru s-a întâmplat și cu școala George Enescu, care are un studiu de fezabilitate întocmit în valoare de 1 milion de euro. Urmează aceeași pași, în momentul de față este trecută de prima etapă de evaluare și această școală. Urmează, de asemenea, tot pe anvelopări clădiri publice, sediul DAS, Direcția de Asistență Socială. Am mutat din cartierul Lucăcești, unde funcționa până astăzi, în nou sediu al direcției, respectiv acel bloc cumpărat de la Alcor în urmă cu ceva timp, în fața Bisericii Sfântul Gheorghe. Deja acolo funcționează Direcția de Asistență Socială și deja este într-o etapă de evaluare proiectul în valoare de 2 milioane de euro pentru reabilitarea și anveloparea acelei clădiri. Iată că sunt proiecte care vor fi implementate la anul, sper să primim finanțare pentru ele. Mai e în lucru un proiect pe mobilitate urbană, știm cu toții cât e de necesar să descongestionăm orașul, să avem parcări, să avem un trafic descongestionat și nu aglomerat, cum se întâmplă destul de des în localitățile mari din țară. E acest plan de mobilitate, se lucrează, terminul depunerii este 20 martie, sper să-l terminăm. Acest plan prevede atât refacere infrastructură rutieră pe strada Tudor Vladimirescu, Vasile Alexandrii, Libertății, Zorilor, dar și o pistă de bicicletă, refacere trotoare și acces către incintele blocurilor. Iată, aș mai aminti și de proiectul care l-am aprobat vineri în ședința de Consiliu, o extindere a Spitalului Municipal de Urgență, o extindere ce se realizează cu fonduri de la Compania Națională de Investiții. Deja s-a făcut un studiu de fezabilitate, urmează să realizăm și celelalte documente pentru a le trimite companiei. Nu în ultimul rând aș vrea să mai amintesc despre centrul de agrement, Strandul. Dacă vă amintiți cu toții, vă spuneam că am depus la PNDL această locație. Acum refacem cu fonduri de la Compania Națională acest studiu la se va chema centru sportiv, care va cuprinde un bazin de not acoperit, o piscină în fosta locație a Strandului și câteva terenuri de sport și parcare. De asemenea și la hotel. Fosta denumire era hotel cu bază de tratament, acum îl vom numi centru de recuperare medicală, partea cu 4 etaje și demisol, parter, mezanin, vor fi atribuite companiei pe o perioadă a implementării Companiei Naționale de Investiții pentru a se realiza studiul de fezabilitate în vederea acelei investiții care o aminteam mai devreme, cât și vă pot spune de partea cealaltă cu 7 etaje, care a intrat într-un program al Agenției Naționale de Locuințe pentru a fi construite locuințe pentru medici. Și o veste de ultimă oră, în aceste locuințe vor putea locui și cei care au depășit vârsta de 35 de ani,
nu o barieră care era până acum la cei care primeau o locuință ANL. De asemenea, în cartierul Lucăcești am început două blocuri, vor fi 52 de locuințe, tot cu Agenția Națională de Locuințe. Dar acestea sunt proiecte pentru cele care le-am realizat în acest an ca și studii de fezabilitate, urmând să urmăm procedurile pentru implementarea lor. Vreau să vă spun că bugetul pe acest an a fost realizat în proporție de 90%, mă refer la încasări aici. Sper să recuperăm și cei 10% în timpul care a mai rămas până la sfârșitul anului și la anul să avem și un buget mai dezvoltat de investiții și în mod deosebit pe infrastructură rutieră, pe educație, cum le menționam mai înainte. Nu rămâne decât decât să vă urez să aveți un an nou fericit, sărbători fericite, să realizați tot ceea ce v-ați propus alături de cei dragi, să fiți alături de administrația locală și să știți că vă stau oricând la dispoziție cu ușa deschisă pentru a discuta problemele pe care le aveți, pentru a face propuneri dacă sunt pentru ca cei din municipiul Moinești să ducă un trai decent, așa cum ne-l dorim cu toții. La mulți ani! 2018, la mulți ani români, la mulți ani moineșteni.